și cum am dat cert, dacă vreți, Litvest 2018, cea de-a șaptea ediție a Festivalului Internațional de Literatură Litvest, organizat de Consiliul Județean Timiș și Biblioteca Județeană Timiș Sorin Titel. Suntem la pătura care citește, marca înregistrată a Bibliotecii Județene Timiș și una dintre cele mai cunoscute manifestări de literatură, poate cea mai cunoscută lectură publică din România. Acest sul, care aduce așa manuscris prins cu elastic, ca murăturile, reprezintă, de fapt, programul festivalului. E vorba de deschiderea Litvest 2018, cea de-a șapte ediție acestui festival internațional de literatură și care are loc acum în Piața Unirii prin pătura care citește. Și anul ăsta Litvest propune nu doar, mă rog, câteva evenimente, ci și câteva concepte noi și ținem la dimensiunea asta de inovație conceptuală pe care o propune festivalul. Aceste concepte noi ar fi, de exemplu, masa de scris, recital de poezie realizat de actori coordonați de către Claudiu Dogaru, care va avea loc la intersecția străzilor Alba Iulia și Alexandrii și Eugeniu de Savoia, vineri de la ora 11 și sâmbătă de la ora 22 în Club Reflector, va avea loc un recital de poezie pe fondul unui concert blazaj. Mai bine zis, un concert blazaj care va include scurte recitaluri din toți autorii prezenți la festival, în ideea de a intersecta de data asta nu străzile, ci și artele, de a reapropia cumva poezia de originile ei muzicale și de a produce un fel de live deopotrivă literar și muzical. Dincolo de asta va fi un tur, nimic nu e întâmplător, va fi un tur cultural al orașului cu un tramvai cultural realizat în colaborare cu Societatea de Transport Public Timișoara și de asemenea vor fi pictorialele festivalului care pun scriitorii, scriitoarele participante în ipostaze fotografice inedite. Cum, de fapt, cel mai probabil nu vor mai fi fotografiați. Sunt aceste pictoriale cu scriitori fotografiați ca polițiști, ca bodyguards, ca hoinari, etc. Și încercăm, deci, să îmbinăm dimensiunea asta estetică cu documentul. Deci festivalul ăsta trebuie să lasă o urmă, să rămână ceva după el, nu doar să treacă. Și axele astea, nu doar străzile, nu doar artele, ci axele de fond care se intersectează sunt de fapt spectacolul și documentul, care se facilitează reciproc. Dintre cei mai importanți poeți de limbă engleză, Alice Notley și George Sirtes, printre invitații numără și Rosie Goldstein, jurnalistă BBC, care a realizat primul material despre România post-revoluționară la BBC și este actualmente președinta European Literature Network, deci una dintre cele mai prestigioase figuri, dacă vreți, literare ale Europei. Și, sigur, autori și tineri din Serbia, din România, din Timișoara, participă Bogdan Munteanu, participă Petru Ileșu, participă Adriana Babeți și autori din Turcia, Erkut Tokman, din Austria, Walter Grond. Deci orice numerare este cumva incompletă, din India, Shudip Sen, deci un festival care aduce oameni de pe trei continente, poezie de pe trei continente, artă de pe trei continente. Sunt foarte bucur să fie aici, este un festival excepțional pentru mine. Acest event foarte bine pentru că face la poezia vivente. Mă bucur să fie aici, m-am invitat aici și cred că la festivalul faceau de poezia more apărut la public și introduce de poezie internațională la Timișoara. Am venit din Istanbul și eu scriu o poezie de
diverse și de la filozofic și dragoste și tot ce fel, pentru că poezia vorbește despre tot ce există. Pentru mine e greu să zice că cum eu scriu poezia, ma eu scriu foarte liber, da. Eu traduc de la limba română numai poezia și am tradus mai mult de 60 de poeți contemporani și clasic, că Mihai Eminescu, Marin Sorescu, Nikita Stănescu, George Bocavia, Lucian Blaga, tot am tradus. Da, mai mult contemporan și citiți un pic de Mihai Eminescu. Avem două cărți publicați din Mihai Eminescu. La altă poeti clasici nu e foarte, foarte cunoscut, dar am făcut niște traducțiune de la poeti clasici și au publicat diverse reviste literare. Scriitorii de o anumită anvergură care au prilejul să se întâlnească între ei, să comunice. Deci e un prilej de întâlnire amicală între autori și public, evident. Inedită este participarea autorilor, pentru că fiecare sesiune are autori diferiți și deci fiecare eveniment e diferit tocmai datorită personalității și particularității autorilor. The name of light is audience, burning into my forehead, waitresses' voices along the spine. If what was once light isn't my audience, what are you doing to me? Who was I broken for? Was it worth it to be? If I'm a shade acting what once will occur, it must be for the song I wore. Hear what they all said to you, a gesture or tone. Someone lies in the intentional tongue, betraying you again and again, the one or the many whose thoughts I stand here before. Because there's no light. What an outrage was made of a science of definitions like what happened to me, performing here in a mad scene, not and never mad. I hadn't seen clearly until I enacted her. Stau aici mai cu ochii, numele luminii este public, arzându-mi în frunte voci de chelnerițe pe șira spinării. Dacă ceea ce a fost cândva lumină nu este publicul meu, ce-mi faci? Pentru cine am fost frântă? A meritat să fie așa? Dacă sunt o umbră jucând un rol, ceea ce se va întâmpla cândva, probabil că e din cauza cântecului pe care l-am purtat. Auzi ceea ce ți-au spus toți, un gest sau un ton. Cineva minte în limbă primiritată, trădându-te fără încetare. Domnul Bumenic în județul Timișoara, trebuie să invitați-vă cu la noastră, să se bucure de Timișoara și de județ, sper să fim puține cu noi. Și în continuare sper, așa cum ați promis, să duceți acest festival cel mai mare din țară. Noi vă urăm succes și vă sprijinim. Și acum citim poezia, da. Frați neștiuți în înfășoară, în aromate brize soi pudina. Singurul meu rează, membra e tot. Orient latin, Romul.